Salutare tuturor! Astăzi o să fac un unboxing la niște căști din gama HyperX, mai exact modelul Cloud Orbit. Căștile sunt un model nou în gama HyperX, fiind lansate pe piață anul trecut. Haideți să vedem și cum se prezintă la exterior. Avem sunet 3D, sunet 7.1, compatibile cu PC, consolă PlayStation 4, Xbox One, Mac, telefoane mobile, Nintendo Switch, VR, au un acumulator intern cu autonomie de până la 10 ore, partea din spate avem specificat ca un microfon detașabil cu filtru pop, 3 cabluri detașabile, butoane de volum și microfon pe cupa stângă, au un cablu USB Type-A cu o lungime de 3 metri, un cablu USB Type-C cu o lungime de 1,5 metri și un cablu analogic cu jack-uri de 3,5 mm cu o lungime de 1,2 metri. Haideți să vedem ce regăsim și la interior. Avem un scurt manual de utilizare. Și cam așa se prezintă căștile. Avem un buton de pornit oprit, un buton pentru oprirea microfonului sau pornirea lui, un buton pentru sunet 3D, portul pentru microfon, portul USB Type-C, portul pentru jack-ul de 3,5 mm și două butoane, unul pentru microfon și unul pentru volum. Haideți să vedem ce mai regăsim la interior. Avem o husă pentru transport, microfonul detașabil cu filtru pop,
un cablu cu o lungime de 3 metri USB Type-A și USB Type-C pentru conectarea la un calculator. Mai avem un cablu USB Type-C la ambele capete. Și mai avem un cablu analogic cu jack-uri de 3,5 mm pentru conectarea la console sau telefoane mobile. Jack de 3,5 mm TRRS. Lungimea de 1,2 metri. Haideți să specificăm și câteva detalii despre aceste căști. Construcția căștilor este realizată dintr-un policarbonat de foarte bună calitate, plăcut la atingere, senzația fiind că sunt niște căști premium. Cupele sunt confecționate din spumă cu memorie și sunt acoperite cu o piele sintetică. În cupa stângă avem butoanele pentru schimbarea setărilor 3D, profilele EQ sau să reglați volumul și să opriți microfonul. La interior avem difuzoare cu diametru de 100 de mm, chiar sunt foarte mari, ce provin de la Audizi, cu tehnologia Wave NX 3D. Mai exact, ce face această tehnologie? Virtualizează sunetul în 7.1 canale. Aceste difuzoare oferă un sunet excelent din toate punctele de vedere. În jocuri se comportă excelent, iar dacă le folosiți pentru a asculta muzică, o să fiți plăcut impresionat de ce oferă aceste căști. Căștile sunt echipate cu un acumulator intern, ce le ajută să ofere un sunet 3D, chiar și atunci când sunt conectate prin cablu analogic. Autonomia acumulatorului fiind de până la 10 ore. Iar dacă aveți aceste căști conectate prin cablu USB, căștile își trag curentul necesar direct din cablu USB. Producătorul oferă și un soft pe care îl puteți instala pe calculator, în care regăsiți toate setările importante, cum ar fi setarea profilelor EQ, nivelul acumulatorului, volumul microfonului sau versiunea de firmware. Cam așa arată și dacă scoatem o cupă. Și după ce am efectuat câteva teste cu aceste căști, pot să vă spun că se aud destul de bine când sunt conectate la un telefon mobil, telefonul de test fiind un Samsung S10. Practic, cel mai bine se aude când sunt conectate prin cablul USB Type-C. Dar cea mai plăcută senzație este când le conectați la un laptop sau un PC prin cablul USB. Muzica se aude super bine, basul este curat și profund. Dacă tot am fost la capitolul teste, am făcut și o mică comparație cu alte căști din gama HyperX, mai exact modelul Cloud Alpha. Modelul Cloud Alpha se aude ceva mai bine când sunt conectate pe telefonul mobil, basul este mult mai puternic, în schimb la conectarea pe un laptop sau un PC, modelul HyperX Cloud Orbit se aude mult mai bine, calitatea audio este mult mai bună, sunetul este superior. Ca și concluzii de final, acest model de căști HyperX Cloud Orbit sunt potrivite atât pentru gameri cât și pentru audiofili. Dacă v-a plăcut acest unboxing, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!